Columbomania se află în crescătoria domnului Stancu Ion din Caracal. Dânsul are plăcerea de a ne, arăta, de a ne prezenta un pui care va fi introdus în tombola de la Târgul Expozițional, care va avea loc la Slătioara în data de 13 octombrie anul ăsta. Ce ne puteți spune despre puiul? E frate cu 35 și 36-le, e din Botu. Deci frate cu locul 5 național maraton. Și locul 1 azi național județean și pe zonă a fost la azi național. La provincie, da? La provincie, fratisul, deci 35. Așa. Da. Iar măsa e albastra din Hubăna bătrână. Și deci pui e și nepot din Hubăna bătrână. Hubăna bătrână, cea mai bună reproducătoare pe care am avut-o vreodată. Și din Cucu bătrân măsa. Super pui. Cine vine la târg, invităm pe toată lumea cu această ocazie, are șansa de a câștiga la tombolă un porumbel de excepție. Deci un sânge nobil ce cuprinde, reunește toți porumbei campioni ai domnului Stancu Ion. Deci într-un singur pui avem... Un porumbel demn de orice matcă din țara asta, probabil. Mulțumim pe această ocazie, domnul Stancu, și așteptăm toți columbofilii. Suntem de față aici și cu domnul Purcărea, principalul organizator al târgului, cel care a venit cu ideea. Și îi mulțumim, chiar avea nevoie zona Olteniei de așa ceva și... Pentru că am fost cam vitregiți de promovare și porumbei și crescători foarte buni cu siguranță sunt aici. Chiar e important să promovăm portul, adică în patria plombofiliei și maraton și mai toate categoriile durate cu succes la nivel de Oltenia, unde au fost rezultate de-a lungul anilor. E păcat să nu avem și noi o întâlnire cu toată lumea bună. Se vrea a fi anuală, nu? Da, acest târg. Să fie o tradiție. Anul ăsta e începutul și ținem cu să fie un succes chiar de la prima ediție și de ce nu să nu rămână peste ani. Nu neapărat să rămână data consacrată pe 13, să fie undeva prima duminică din octombrie sau jumătatea lui octombrie. După zorile cu pui, adică după ultimul zor. Pui de la cei mai buni zburători să poată fi aduși acolo în târg să... Am înțeles că și dumneavoastră veți introduce un pui la licitație, la tombolă. Da. O să introducem un pui din un nepot din campionul nostru, triplu campion național, la Asfond anul trecut, Asfond Palmares anul acesta și Fond Palmares categoria olimpică, categoria C. Deci un nepot din el și totodată consanguin, pe linia lui, adică din fica lui care anul trecut a făcut de asemenea Asfond, anul acesta Fond Palmares, în combinație cu maratonistul nostru, îi spunem, porumbelul 55 de 2014, cine poate să-l verifice, un porumbel care de-a lungul anilor ne-a adus și nouă satisfacție la nivel de județ, da? Am avut mai multe cupe la maraton, este vicecampion provincial la maraton Palmares 3 ani și are multe cupe la AS Maraton Palmares. Deci, super. Probabil vor mai fi și alți crescători care vor introduce la licitație. Eu la tombolă am ceva cu licitația la tombolă și am înțeles că și domnul Emil și probabil vor mai fi, pentru că la târgul respectiv vor fi prezenți mai mulți campioni naționali. Da, nu neapărat prezentarea vom face așa cum ați făcut dumneavoastră acum printr-un interviu. Prezentarea se poate face și prin direct pe Facebook, prin poate telefonic și noi prezentăm apoi ce porumbei vor fi prezenți la tombolă. Și vor fi prezenți mai mulți campioni naționali, domnul Preda, domnul Cioc, ați vorbit cu dânsul? Am vorbit, da. A zis că o să ne onoreze cu prezența, numai să se poată în acel weekend, în duminica aceea, da. Dar dânsul a zis că va dori să vină. Și domnul Stancu, domnul Vieru, cam toată spuma columbofiliei din Oltenia. Domnul Tudor Marian.
Nu o să vină cu un lot la vânzare de pui sau de porumbei, dar va aduce pentru tombolă, nu? Pentru tombolă un porumbel și mulțumim pe această cale. Super, trebuie să pregătesc bani pentru 20-30 de bilete, că altfel n-am nicio șansă să iau de la dânsul. Tombola, da, să spunem și cum se va desfășura această tombolă. Vor fi bilete valoare 5 lei un bilet, nu neapărat cineva cine va dori să-și crească șansele de câștig va putea cumpăra mai multe bilete la tombolă. Da. Și până în săptămâna dinaintea târgului chiar dorim să prezentăm toți porumbei care vor fi prezenți acolo, ca oamenii să știe că pentru suma de 5 lei pot câștiga un norocul aferent un porumbel de valoare din de la crescătorii de tot din județ. Bine, domnul Burcărea, sperăm să fie un succes acel târg și să ne vedem cu bine acolo. Ok, o să muncim pentru asta și trebuie să iasă. Bine. Sănătate!